Doamnelor și domnilor, bună ziua! Bine ați revenit la o ediție cu adevărat de colecție a emisiunii Opriți Timpul. Astăzi, 2 decembrie, sărbătorim centenarul României aici la Național TV și vreau să mulțumesc ansamblului artistic profesionist Ciprian Porumbescu, care a deschis atât de fastuos această ediție de gală. Încă de la început vreau să urez tuturor românilor la mulți ani, să fie fiecare dintre noi împlinit, sănătos, voios și cu speranțe de excepțional pentru viitor. La mulți ani, România, la mulți ani, români! Bine ați revenit! Mulțumesc frumos balerinilor! Doamnelor și domnilor, sunt cu adevărat emoționată astăzi pentru că mă revăd împreună cu dumneavoastră, cu o parte din valorile României, cu trei interpreți care au intrat maestuos în istoria artei românești, în istoria cântecului popular românesc. Vorbim astăzi despre doamna Sofia Vicoveanca și domnii Benone Sinulescu și Nicolae Furduiancu. Bună ziua, bine ați venit! Vreau să continui prezentarea cu domnul Sorin Filip și cu Proiect Ca Unu. Dați-mi voie să mă apropii de aici, să le spun tuturor, bine ați venit, vă mulțumesc frumos că sunteți alături de mine, bine ați venit, maestrilor! La mulți ani! La mulți ani! Sănătate, la mulți ani tuturor! Îmbrățișăm! Avem alături mari artiști, oameni de mare suflet, cu care ne mândrim ca români, în țară și peste hotare. Vă mulțumim! Mulțumim. La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! Mulțumim! Sigur că pe lângă bucuria enormă pe care o am să mă revăd cu fiecare dintre voi, parcă nici nu-mi vine să vă tutuiesc. Așa sunt de emoționată. Aș vrea să vă întreb ce reprezintă pentru voi centenarul, ca să ne facem așa o idee cam ce reprezintă pentru noi toți românii, mai ales că niciunul din noi nu eram în piață în 1918, când s-a creat Unirea României. Dar iată că astăzi o serbăm și dăm importanța acestui eveniment. Benone? Pentru mine avem o țară mai întreagă. Și asta e un lucru nemaipomenit de important și să mergem și mai departe. Așa este. 100 de ani împreună înseamnă că existăm ca națiune, existăm ca popor, existăm ca țară. Și eu mă bucur de fiecare dată când se apropie Ziua Națională, pentru că locuind în Alba Iulia, evenimentele sunt multe și sărbătoarea este mare. Mulțumesc mult pentru această invitație de a fi prezent și aici la București în emisiunile dumneavoastră excepționale. Din suflet mulțumim. Eu personal sunt fericită că în timpul vieții mele s-a întâmplat să fie centenarul României, despre care la părinții de mei... La fel de fericiți suntem ăsta, și da. Noi. Vreți, tocmai la început spuneai că noi nu am participat, dar am trăit prin poveștile părinților noștri, care au fost martori și e aceeași bucurie că, iată, avem posibilitate să trăim noi acum, 100 de ani. Sănătate, eu am și ceva, dar poate mai târziu o țâră, legată de acest eveniment. Eu cochetez cu poezia. Tu cochetezi, da. Frumos, ai trei volume de poezie. Urmează al patrulea. Doamne ajută! Mulțumesc. Și la al patrulea, cu urmează siguranță. Al patrulea. Iar eu cred că o să împlinesc 100 de ani aici. Doamne ajută, toți ne dorim. De ce nu? Dar știi, venim la centenar. Benone, știi, noi ne facem plan pe pământ, Dumnezeu râde din noi, că el, nu știu, el are planul lui. Să-l rugăm să ne dea... Vreau să-l întreb și pe Sorin Filip, să-i spun la mulți ani, bun venit, și te să întreb și pe tine ca găsit. Manager al ansamblului, ce înseamnă pentru tine. În an centenar de Ziua României suntem aici pentru toți românii, de a le aduce voia bună și cântecul și jocul popular din toată țara. Te felicit și încă o dată la mulți ani pentru 64 de ani de existență a ansamblului Ciprian Porumbescu. Eu am colaborat cu ansamblul cu mulți ani în urmă. Vreau să-i spun
și lui Radu numai la mulți puțin, ani. Fiindcă suntem la acest capitol, ansamblul Ciprian Porumbescu, acum 59 de ani, care i-am bătut pe 1 octombrie, eu în cadrul acestui ansamblu m-am format ca om și ca artist. Vreau să spun, reîntâlnirea pe acest platou mi-a dat fiori. Mulțumesc din toată inima că m-ați dus în anii tineri. Vă mulțumesc tare mult, am toată prețuirea și toată admirația. Dați-mi voie să-l salut și pe Radu Fornea, să îi spun bun venit împreună cu băieții de la K1. Ziua bună, ca să zic așa, și la mulți ani tuturor românilor de acasă. Nu pot decât să mă simt și eu și colegii mei, prietenii mei de o viață, împlinit astăzi aici, uitându-mă cum... la umbra unor stejari, că nu pot să găsesc o altă metaforă poate mai potrivită ca cei pe care avem alături de noi. Am avut onoarea să creștem, am avut onoarea să lucrăm cu dânsii încă de acum 20 și vreo 3 de ani și cumva ușor, ușor ne simțim parte din rădăcinile lor. Și le mulțumim încă o dată pe această cale că există, pentru că pe noi ne-au definit și sperăm la rândul nostru și noi să putem să-i definim pe ceilalți din spatele nostru, pentru că asta e de fapt esența lucrurilor. Da, vă cu mulțumim, asemenea modele Nicolae e, Furduiancu, e Benone Simulescu, Sofia Vicoveanca, vă mulțumim că existați. Așa este, mulțumim frumos. Dați-mi voie să-l invit pe domnul Nicolae Furduiancu, mijlocul platoului. Înainte de a-l ruga să deschidă muzical această ediție de gală a emisiunii Opriți Timpul, vreau să amintesc faptul că pe noi doi ne leagă ca destin faptul că eu am debutat la Steaua Fără Nume, Nicolae Furduiancu la Floarea din Grădină și suntem absolvenții unui concurs iubit de români în anii aceia. Dacă destinul ar fi fost altfel, Nicolae ar fi cântat operă, fiind admiratorul a trei mari corifei ai lumii, Pavarotti, Domingo și Carreras. Însă Dumnezeu a rânduit ca el, cu vocea lui splendidă, să reprezinte o parte a folclorului pe care noi îl iubim și toți românii îl apreciază. Tocmai de asta... pe lângă faptul că suntem născuți în aceeași zi, în ani diferiți, dar în aceeași zi... Așteptam să amintești. Da, îmi face plăcere. Îmi face plăcere să spun că amândoi suntem născuți în 26 octombrie, care este ziua unui mare mucenic, și anume Sfântul Dimitrie, Izvirătorul de Mir. Am să te rog frumos să fii amabil să deschizi cartea acestei ediții cu una dintre melodiile care te reprezintă. Cu mare plăcere și mulțumesc pentru această cinste și onoare de a deschide emisiunea. Era plăcerea noastră. Doamnelor și domnilor, mulțumim. Nicolae Furduiancu! Ardeleanul, trei români plin de
suntem aici în vestea vânt. Mulțumim frumos, mulțumim ansamblului Ciprian Porumbescu, mulțumesc frumos, într-adevăr. Am început emisiunea așa cum era potrivit pentru aceste momente, frumoase ale tuturor românilor. Ne bucurăm din nou de prezența a trei sponsori în emisiune. Am să încep cu HerbaGen, care dezvoltă produse cosmetice cu ingrediente naturale sau organice fără parabeni. Produsele HerbaGen conțin peste 50 de substanțe active de ultimă generație. Calitatea acestor produse, recunoscută internațional, are efecte vizibile de îmbunătățire a aspectului pielii și părului. Îmi face plăcere să continuăm acum cu invitata noastră, doamna Sofia Vicoveanca, de care mă leagă o tandră relație sufletească, pentru că e poetă, pentru că e artistă, pentru că are cu adevărat alură de model. Ea este un model pentru mine, pentru mulți dintre noi, pentru că activează într-un ritm demn de invidiat. Doamna Sofia Vicoveanca împlinește în curând 60 de ani de carieră și la anul. Nu să e trecem foarte pragul departe. Dintre ani. Da, da. Repertoriul doamnei Sofia Vicoveanca cuprinde cântece de leagăn, cântece de nuntă, de cumetrie, doine, balade și blesteme. Și blesteme. Da. Hai până una alta, pentru că se apropie Moș Crăciun sau Moșul Nicolae. Moșul Nicolae, până eu, când... Îmi pare rău, n-am știut, am venit cu ceva. Da. Este ultimul dă-mi material. Să te ajut să-l arăt anul la cadru. Anul acesta a apărut. Să-l arăt la cadru. Și tare smândră de al meu neam. Îmi pare tare rău. Dau prin reprezentanți pentru că... Sorin, ți-i dau la Suceava. N-am știut că o să fie distribuția atât de mare. Nicu Furdui și domnul Radu. Pentru că restul băieți ne întâlnim și... Și la mai multe... A spus că sunt ultimul, sunt să nu fie ultimul. Am dat 25 de piese lăutarilor. Sunt colinde, apropo de acest CD... Apropo de acest CD, trebuie să menționez că Sofia Vicoveanca a produs în acești ani de carieră 26 de albume, a jucat în 9 filme, din care 5 de scurt metraj și a scris 3 volume de poezii publicate, nu doar scrise. A primit diplome, medalii, distincții și este numit cetățean de onoare a mai multor localități din țară, ca și maestru Benone Sinulescu, ca și Nicolae Furduiancu. Fiecare a străbătut lumea cântând la români sau la ocazii în țările acolo unde au fost invitați, cu același succes extraordinar. Doamne, s-a atâtea de spus da, să trecem despre... să cântăm, așa e că mi-e bine. Aș vrea să mai subliniem câteva puncte, da. Pentru că e important, voi sunteți niște icoane, niște icoane ale cântecului românesc și atunci îmi face plăcere să amintesc generațiilor mai tinere faptul că, de exemplu, în, ai avut un an deosebit, așa cum au fost toți anii carierei tale, o carieră măreață, o carieră deosebită. Încă din 1959, când ai debutat ca și coristă. Da, în cadrul ansamblului Ciprian Porumbescu. Așa, în cadrul ansamblului. Și până astăzi ai urcat o...
o carieră excepțională și dacă vrei să revenim la zilele de astăzi, mai bine. Suntem mândri că de curând ai fost în Sicilia, da, ai fost Danemarca, în Danemarca. Legat de centenar. Toate legate. Voi pleca și la Cernăuț pe 15 și 16 decembrie. Da, știu că pregătești un CD nou cu maestrul Nicolae Bodgros, care va fi al 27-lea. Nu știu, nu le număr, că mă tem că îmi poartă ghinion dacă le număr. Ok, dar atunci nu le numărăm. Eu îți doresc mult succes. Mulțumesc. Pentru că de pe vremea când culegeai cu magnetofonul folclor de prin sate, așa cum a făcut fiecare dintre invitații noștri, ai cântat doar piese originale, ai dat și la alții probabil idei, așa încât suntem foarte onorați de faptul că fiecare dintre voi a venit astăzi să petreacă această zi extraordinară aici la Național TV, la emisiunea Opriți Timpul. Și te-aș ruga să ne amintești o melodie foarte frumoasă din repertoriul tău, și anume Tare smândră de-al meu neam, care poartă și titlul acestui CD care pe care îmi face plăcere să-l mai arăt o dată. Acest an a fost realizat cu formația Viorel Leancă. Mulțumesc! Trecem la cântec, nu? Da! Okay. Doamnelor și domnilor, Sofia Vicoveanca! Mulțumim frumos, mulțumim ansamblului, mulțumesc Sofia, și eu mulțumesc. Tiviță-i loc, da, mulțumesc frumos. Să nu credeți că am pregătit doar o prezentare, am pregătit fiecăruia dintre onorații noștri invitați câte o prezentare asemănătoare, pentru că, Doamne, nu ne ajunge timpul acestei emisiuni să lăudăm pe fiecare în parte cu tot ce a realizat. Maestru Benone Sinulescu este o altă icoană a cântecului românesc. Ceea ce a făcut dânsul pentru cântecul popular este greu de egalat. În primul rând, Benone și-a creat un stil propriu,
repertoriul său din zona Carpaților de Curbură, care era nefolosit până atunci, o zonă de interferență între Muntenia, Ardeal și Moldova, a impresionat publicul din țară și de peste hotare. Are peste 2000 de turnee în țară și în lume, incluzând Norvegia, Finlanda, Rusia, Europa toată și America împreună cu Canada. Ceea ce mi se pare mie extraordinar este că după 1989, domnul Benone Sinulescu s-a reinventat pe sine și anume a descoperit puterea de a transforma folclorul în stilul etnodance și a colaborat în acest sens cu mai multe formații. Mie mi se pare cea mai fericită colaborarea cu formația Millennium din Republica Moldova. Vreau să mai adaug faptul că a avut ocazia să cânte la mari figuri ale politicii și statelor mondiale, cum de exemplu a cântat Ceaușescu. Da, de ce nu? Am cântat cu toți în fața lui Ceaușescu și nu atât a lui, cât a invitaților săi care veneau din toată lumea. Da. Dar ai cântat în fața lui Kim Ir Sen. Opa. L-ai cunoscut pe Mihail Sadoveanu, pe Fănuș Neagu, scriitorul, pe poetul Nichita Stănescu și alții. Au și scris despre mine toți pe care îi amintești și am o amintire superbă. Știu că ai cântat în coreană. Da, dar cum nu știu acum dacă mai sluțesc vreun cuvințel, nu, pentru că niciun noi cuvânt din limba coreană nu semăna cu ceva, cu, dintr-o limbă pământeană, cumva. Da. Yu se gi pun mangyong de chogati be vese triluram. Extraordinar, extraordinar. Iar la Moscova, la Balșoi Teatru, cântam și acolo două, trei cântece românești și să cânt și una rusească trebuia. Ah, dalgat noci, noci beseraia, noci besluna. E voce de 80 de ani. Așa. Și la un moment dat, marele poet care a scris de sculți. Da. Zaharia Stancu, cine a scris? Zaharia Stancu, bravo. Și la un moment dat, aud din sala aia imensă, bravo, Benone! Și a venit la noi, m-a îmbrățișat, era cu nepot, poate că nepotul există și astăzi, și m-a lăudat, asta e. A, și m-a bucurat faptul ăsta. Hai să fim sinceri, că pe fiecare dintre noi, când avem o realizare, ne bucură, nu? Cum să nu, cum să nu. Ce-ar fi să ne întoarcem pe dărâmurile românești? Da. Și să vedem cum cântă Benone Sinulescu și în limba română. Nu că n-am ști, nu că nu am cunoaște, dar ne-ar face plăcere să te invităm în mijlocul platoului și alături de ansamblu Ciprian Porumbescu să ne cânți Țara mea, rază de soare. Da. Care e una din piesele frumoase din repertoriul tău. Da, e foarte veche. Și foarte frumoasă. Dar sunt niște instrumentiști de mare clasă, cum Toni Iordache. Am avut fericită ocazie să cânt alături de ei. Marcel Budală, etc. Oh, dar te rog să-mi amintești. Da, pentru Victor că... Predescu. Exact. Mari dirijori ai noștri. Așa, deci mă duc să cânt. Te-aș ruga frumos. Așa. Te-aș ruga. Doamnelor și domnilor, Benone Sinulescu. De mic mai cu Lița mea, măi, cu mâna mă legăna, măi, cu mâna mă legăna, măi, și din gura așa-mi ziceam, măi, feciorașul mai chimic, să crești mare și voinic, măi, să crești mare și voinic, să n-ai teamă de nimic, măi, măi. Cât-i fi maică pe lume, să rostești cu dragul nume, să rostești cu dragul nume, ca
care ne-a adus renume. Numele cel poartă glia și-l păstrează veșnicia. Și-l păstrează veșnicia al măicuții România. Ne-a încălzit la sân, măi, și ne-a dat ce-a fost mai bun, măi. Ne-a dat tot ce-a fost mai bun, măi, mândru nume de român, măi. Ne-a învățat maică doinița, ne-a povestit Miorița. Ne-a povestit Miorița din ce neam ne trage-n vița. Să nu uiți că ești român, măi, și-ai poruncă din străbun, măi. Și-ai poruncă din străbun, măi, să rămâi aici stăpân, măi. Să nu uiți că ești român și ești singurul stăpân, măi. Și ești singurul stăpân pe pământul tău străbun, măi, măi. Mulțumesc foarte mult, Benone. Mulțumesc frumos, ansamblu. Mulțumesc. L-aș ruga pe colegul nostru Ciprian, dacă e drăguț, să se apropie, pentru că vreau să arătăm telespectatorilor o ie cu o lucrătură veche de 100 de ani și cu fir de aur. Dă-mi voie, Benone, să-ți ridic puțin. Ia uitați, doamnelor și domnilor, cum arată o broderie în fir de aur. Trebuie să vă arăt pe spate, pe dos, pentru că așa se vede frumusețea unei broderii. Da. E la fel de frumoasă și pe verso cum este pe față. E ceva atât de fin, nu am văzut probabil de mult sau niciodată. Are 150 de ani această ie. Și sunt bucuros că am trecut-o pe Sofia la costum. Altceva vreau să spun. Vrei să vii lângă noi? Iubesc, vină. Da. Iată măiestria româncelor noastre. Întotdeauna am avut apreciere și admirație pentru femeia româncă. Iată ce minuni pot să facă. De altfel, ia ta este, are o lucrătură pe care nu cred că am văzut-o. Nici eu nu știu să o fac, pentru că eu mă pricep. Zic că mă pricep pentru că am cusut la viața mea. Și pentru că noi am fost cu emisiunea la tine la Vicovul de Sus, am fost Vicov la... de Jos. La Vicovul de Jos, am fost la muzeul tău pe care îl ții cu atâta talent și dăruire. Iată o lucrătură pe care iarăși nu am văzut-o de mult, splendidă. Cămășuța asta se poate purta, nu o pun în muzeu. Acolo sunt lucruri care nu mai pot fi purtate. Toate sunt prea rupte. Fragile. Nu fragile, sunt rupte. Mă bucur încă o dată că e mai frumoasă ea mea decât da, bine, normal. Într-adevăr, este princiară. Da. Vă poftesc să luăm loc, să povestim mai departe. Mulțumesc frumos, Benone, mulțumesc, Sofia, poftiți. Cu drag. Am spus adineaori că doamna Sofia Vicoveanca a publicat, nu numai că a scris, a publicat 3 volume de poezii. Este cunoscută deja, nu numai în România, latura plină de talent și sensibilitate a Sofiei de a scrie versuri. Am rugat-o frumos pentru ediția de astăzi să ne pregătească o poezie sau câteva versuri pe care să le dedice emisiunii de astăzi și centenarului. Cu mult drag, Corina, eu precizez, eu cochetez cu poezia, eu rămân cântăreața Sofia Vicoveanca. Dacă mă uit bine, mai aproape pe toți v-am legat cu cântecele mele. Așa că, într-adevăr, o poezie pe care am intitulat-o Cum vreau să arate țara mea. O vreau frumoasă, ca o tânără gătită pentru primul joc, și verticală, ca bradul ce crește în codru la mijloc. O vreau și sinceră, ca omnireasă în fața Sfântului Altar, și dârză ca să păstreze de-a pururi pacea la hotar.
Vreau speranța celor mulți plecați în lume, căci grijele și amarul ei nu au cui le spune. Țara mea, aici sunt mormintele străbunilor neamului meu. Să fie, deci, cinste, iubire, credință în Dumnezeu. Bravo! Mulțumesc! Impresionant! Cu adevărat, atunci când Dumnezeu dă unui om un talent, îi dă mai multe. Talentul când vine de sus, vine la pachet. Cu un pachet foarte mare, așa cum fiecare dintre invitații mei se bucură de același pachet generos. Eu mi-aș rezerva un mic moment să vă prezint și eu singura piesă patriotică din repertoriul meu. Dumneavoastră, cei care suntem aproape de generație, o știți, poate o veți recunoaște. Cei mai tineri nu știu această melodie, aparține regretatului compozitor Petrică Mihăiescu. A fost reorchestrată și reimprimată special pentru această ocazie extraordinară, centenarul României, și îmi face mare plăcere să vă prezint. Poate că cineva din tânăra generație va avea nevoie și de acest cântec într-o zi. Îmi face plăcere să invit prin amabilitatea domnului Sorin Filip dansatorii ansamblului Ciprian Porumbescu, să-i rog să îmi țină de urât la acest frumos cântec care se numește Țara mea cu ochi frumoși. Poftiți, fetelor frumoase! Poftiți! Dintre locuri colindate, e o grădină, ce ia maicii prea curate. Țara mea este bine, țara mea cu ochi frumoși, țara mea cu ochi frumoși, îi sărut că sunt ca marea, ce nu știe ce-i uitarea, țara mea cu ochi frumoși. Chiar din primii ani de școală învățam un cântecel, să înțelegi că vreau să cânt. Țara mea cu ochi frumoși, unde sunt, tu ești cu mine, ce fac bun ți se cuvine. Țara mea cu ochi frumoși, țara mea cu ochi frumoși, unde aș fi
Despre Sanovita vă spun că este o afacere de familie 100% românească, ce ne propune un stil de viață sănătos cu beneficii majore asupra calității vieții. Sanovita oferă românilor sute de produse naturale de calitate, bogate în nutrienți, fulgi de cereale, paste și derivate ale cerealelor integrale, fructe uscate, semințe, leguminoase, făinuri, băuturi vegetale, uleiuri și produse apicole. Doamnelor și domnilor, îmi face plăcere acum să mă apropii din nou de Nicolae Furdu Iancu, care este și va fi încă una dintre icoanele cântecului popular românesc, un adevărat simbol al munților apuseni și al județului Alba, al folclorului autentic din toate timpurile. O carieră impresionantă și mă întorc puțin la prezentarea pe care am făcut-o la început, a faptului că a debutat la emisiunea concurs Floarea din Grădină, care a fost una dintre adevăratele pepiniere de căutare a tinerilor talente din România. Dacă atunci ai fi avut o melodie populară obișnuită, probabil tu n-ai fi devenit Nicolae Furdu Iancu cel de astăzi, pentru că neavând alt cântec la îndemână, ai cântat un cântec istoric, un cântec patriotic, din câte am citit eu. Da, pentru că la noi, în Munții Apuseni, nu avem balade. Balada este înlocuită de acest cântec istoric. Aceste cântece sunt baladele noastre. Și tocmai de aceea, la momentul de baladă, a trebuit să prezint și eu o baladă. Dar am prezentat un cântec istoric, pentru că asta era zona pe care o reprezentam. Și astfel s-a născut un adevărat trubadur al cântecului care iubește țara și neamul, și ai fost un deschizător de drumuri într-o vreme când exista cumva o directivă la asemenea cântece, dar tu ai fost unul care a prezentat... Am ținut la ele. Și am ținut să le cânt, nu mi-a interzis nimeni să le cânt, chiar dacă textul lor uneori era cu adânc subînțeles. Da. Pentru acea perioadă. Exact. Eu mă bucur că am început. Poate mulți mă priveau oarecum cu curiozitate atunci la început, însă mulți dintre colegii mei vorbesc și colegi de generație. Însă acum văd că toată lumea își dorește să cânte un cântec istoric. Și mă bucur pentru asta, pentru că asta înseamnă că în adâncul sufletului, cel care interpretează un asemenea cântec, acolo în adâncul sufletului are țara lui, are părinții, are moșii, strămoșii, are rădăcini. Are rădăcini. Domnul Nicolae Furdu Iancu a fost implicat în două mari proiecte dedicate centenarului Marii Uniri a României. Unul dintre proiecte este în colaborare cu Paula Selin, colega noastră, și formația K1 pe care îi avem aici. Să vi prezint, e vorba de Radu Fornea, Mircea Presel și Daniel Alexandrescu. Și cu colegul nostru Răzvan Ștefaniu. Pe-al patrulea coleg nu-l știu. Răzvan Ștefaniu. Suntem patru de foarte mulți ani, exact. Dar am luat decizia în ultimii ani să devenim patru și în fața camerelor de luat vederi. Asta a fost o decizie recentă, pentru că fac o mică paranteză apropo de ce spuneai mai devreme, capul răutăților legat de Nea Beni, suntem crai ăștia de aici. Acum vreo 20 ceva de ani l-am convins să-și dea jos și peruca, să devine și Nea Beni. Am inventat niște formații care se numesc Romania Etno Hora, care au revoluționat într-adevăr toată piața de etno dance. Și normal că anul ăsta întrebai de proiectul de centenar. Cum să spun, n-am cuvinte să-i mulțumesc maestrului Furdui, pentru că anul trecut, când am început aventura acestui proiect, turneu, toți ca unul pentru România, alături de colega noastră și prietena noastră Paula Selling, alături de colega și prietena noastră Iuliana Tudor, alături de Sorin Francu, Vlad Rădescu și Mihaela Rădescu, niște actori fabuloși, am decis să încercăm cumva să spunem povestea poporului nostru cântată. Ce frumos! Am luat-o de la Burebista pentru că aș vrea să le spunem românilor de acasă. Noi sărbătorim un centenar de unire, dar asta nu înseamnă că sărbătorim un centenar de România. Existență. Exact, adică exact. Noi suntem aici de vreo peste 2-3 mii de ani.
Am să vă invit Nicolae Fordoiancu, Radu Fornea, toată trupa. Mulțumim. Ca unul. Poftiți, vă rog, să ne bucurați în mijlocul platoului. Domnilor și domnilor, urmează o melodie despre care domnul Nicolae Fordoiancu trebuie să ne spună câteva cuvinte. Treceți batalioane române Carpații. Este cântecul armatei române în trecerea ei peste Carpați pentru a elibera Ardealul în primul război mondial, înainte de 1918. Deci în momentul în care armata română a trecut munții, acest cântec i-a mobilizat pe ostașii români. Extraordinar. Pentru ostașii români din Moldova, din Dobrogea, din Muntenia, din Oltenia. De aceea noi, ardelenii, le suntem foarte recunoscători, pentru că cei din Sud și din Moldova au eliberat Ardealul. Extraordinar. Și le mulțumim și noi, ardelenii, le suntem recunoscători. Acesta este cântecul care a mobilizat armata română la trecerea munților pentru eliberarea Ardealului și pentru reîntregirea țării. Frumos. O motivație mai mare nici că se putea. Nu se putea. Să lupți pentru un asemenea ideal. Și este extraordinară varianta voastră, care este făcută în așa fel încât să... Da, este o altă... Acest cântec este îmbrăcat într-o altă haină orchestrală, tocmai pentru a fi ascultat și de tânăra generație, care nu mai ascultă aceste cântece, ci ascultă tot felul de ritmuri, de ritmuri. Și sper că și acest rit pe care l-am introdus noi în acest cântec să pătrundă și la ei. De aceea am acceptat să fiu împreună, eu mai în vârstă, cu cei mai tineri. Sunt onorată să-i prezint pe maestru Nicolae Fordoiancu și ca unu într-o piesă istorică. Treceți batalioane române Carpații. Să mergem la război. Sărutăți copiile, părinții și frații, și apoi să mergem la război. Înainte, înainte spre Marea Unire, hotarul nedrept să-ți drobim. Să trecem Carpații, ne trebuie Ardealul, de-ar fi să ne îngropăm de vii. Să trecem Carpații, ne trebuie Ardealul, de-ar fi să ne îngropăm de vii. Să bifăcurăm unirea cea mare, spre Alba cu toții porneam. Toți oamenii țării semnau întregirea, voința întregului. Ca unire cu patria mamă ne-a fost.
fost cel mai scump ideal. Firească unire cu patria mamă ne-a fost cel mai scump ideal. Aceasta-i povestea Ardealului nostru și-a neamului nostru viteaz. Istoria întreagă cu lupte și jertfe trăiește în unirea de azi. Istoria întreagă cu lupte și jertfe trăiește în unirea de azi. Istoria întreagă cu lupte și jertfe trăiește în unirea de azi. Extraordinar moment de emoție. Ne bucurăm. Extraordinar moment de emoție. Iată, publicul nostru s-a ridicat în picioare în semn de respect pentru fiecare dintre colegii. Uite, Sofia are lacrimi în ochi, Benone la fel. Mulțumesc frumos, publicul din platou. De altfel, ascultându-vă pe voi, așa, din puțina istorie pe care mi-am adus-o aminte în câteva clipe, sărăcuța noastră țară bogată la răscruce de Orient și Vest, care a avut domnitori ca Sfântul Ștefan cel Mare, ca Sfinții Brâncoveni, ca Mircea cel Bătrân, Mihai Viteazu, Decebal, care a gândit prima oară unirea tuturor românilor. Vă dați seama ce bun suntem și ce minunați. Avram Iancu, Horia Iancu. Iancu, da. Cuza, să nu-l uităm pe, să nu-l uităm pe Cuza, domnitorul Cuza, făuritorul. Domnilor, la mulți ani români, la mulți ani să fim sănătoși și să nu ne uităm istoria. Te rog, Sofia. Dacă îmi permiteți, un pic toată admirația și m-ați impresionat aducându-mă aminte, pentru că eu am văzut lumina zilei dincolo de sârma înghimpată, în partea Ucrainei. Povestea e lungă, pentru că spațiul este foarte scurt. Nu e chiar când așa scurt. Când ați pomenit cuvântul război, mi-am adus aminte de o mică întâmplare. Aveam 5 ani, tatăl meu era prizonier la ruși și nu știam dacă mai trăiește. Făcusem legătură între război, știam din poveștile mamei ce a însemnat câtă suferință, și avion. Aveam vreo 5 ani și m-a trimis mama undeva vară, era Părumbul Mare, la o vecină. Și la un moment dat am auzit avion și în momentul ăla am început să stric: mama, mama, deci mă audă tot satul: mama, război, război, mama a ieșit, ce-i copilă, ce-i copchilă, cum se zice la noi, război, unde război, avion. Deci pentru mine avion însemna război. Poveștile sunt foarte triste, ar trebui cei care n-aveți habar ce se întâmplă când apar asemenea lucruri să nu luăm în derâdere. Aveți mare grijă să fim mai uniți, mai apropiați, să iubim, să fim mai toleranți. Vă rog să mă iertați. Da, dar pentru mine, ai făcut pentru, o completare pentru minunată. Mine m-ați întors pe dos. Vă mulțumesc. Atât. Noi și pe mine m-au emoționat profund. Vă mulțumesc din inimă, domnilor. Ați făcut un moment de mare emoție istorică și artistică. Vă invit să luați loc înapoi la mese. Mulțumim frumos. Mulțumesc frumos. Vreau să mă întorc acum la Nea Beni, la maestru Benone Sinulescu. Maestru Benone Sinulescu nu se lasă până nu ne propune mereu câte ceva nou și iată, dintre realizările sale recente, care i-au adus bucurii lui și nouă, este una particulară, și anume Festivalul Național de Folclor Benone Sinulescu de la Buzău, care de altfel se află la a doua ediție. A devenit între timp un festival internațional, deoarece au fost invitați soliști din Chișinău și Serbia. Și mai am încă o veste bună, pentru că există o serie de admiratori străini ai maestrului Sinulescu. Unul dintre admiratori, un italian, a făcut posibilă desfășurarea festivalului și la Roma, în Italia. Nu, nu la Roman, ci la Roma. La Roma. La Roma. Da. Este foarte adevărat că sunt fericit, dat fiind faptul că va avea în fiecare an loc acest festival. Ne-am trezit cu
proprietarul unui post de televiziune din Italia, din Roma, și el, foarte curios pentru mine, venea spre mine, eu nu știam cine e, și cânta: Învătește, Domne, rota, știa cântecul ăsta, îi plăcea foarte mult. Și deci ne-a dus acolo în unde e capitala muzicii, de fapt, exact, Roma. Exact. Un lucru unic pentru mine și pentru cântecul nostru românesc. Și sper să iasă... Cu concurenți, cu juriu, da, cu totul, da, plecați, ei, la nu Roma. Nu chiar cu atât de mulți, sigur, concurenți care au fost aici, că cheltuielile ar fi prea mari. Că am avut vreo 50, eu știu câți, din toate colțurile lumii, din toate vârfurile. Vârfurile. Și din țările riverane. Bulgaria... Deci ați făcut un festival, da, internațional, da, pe Benone Sinulescu. Foarte interesant a fost. Cu siguranță. Tu, da, ești președinte de juriu, da, președinte de onoare al festivalului și președinte de juriu. Mi-ar plăcea să-mi spui președinte al cântecului muntenesc. Cu siguranță asta, cu siguranță. Îmi face plăcere să amintesc faptul că Benone Sinulescu, în cariera sa, printre vârfurile de seamă și momentele importante ale carierei, a cântat la un moment dat pe Muntele Găina, unde au fost 200.000 de spectatori. Nu, peste 150.000 cu siguranță. În informația mea scria 200.000, da, de oameni. Poate că ai dreptate. Muntele Găina este în județul Alba și eu, copil fiind pe vremea aceea, țin minte sosirea ansamblului Ciocârlia pe Muntele Găina, da, cu valoroșii soliști, de care eu mă bucur că în sfârșit mai suntem împreună în niște emisiuni, pentru că prea puțin am colaborat în emisiuni cu maestru Benone Sinulescu. Adevărat, cu doamna Sofia m-am mai întâlnit. Așa, dar noi, da, doi ne-am întâlnit mai rar. Că, tu faci un lucru minunat. Deci mi-amintesc, pentru... cu părinții mei am participat la acel spectacol care a fost extraordinar. Cu... E adevărat. Ion... Maria Lătărețu, Ion lui Ion Cristoreanu. Ion Cristoreanu, numai vârf. Da. Budișteanu, marele dirijor, și a fost cel mai mare spectacol, da, pe Muntele Găina. Da. Extraordinar. Și până eu... atunci și de atunci încoace. Produsele de curățenie Sevi sunt produse de cea mai bună calitate, care au o vechime de peste 50 de ani. Numele mărcii Sevi provine chiar de la inițialele numelor celor 5 băieți ai fondatorului. Asevi înseamnă soluția optimă pentru curățarea materialelor textile, a pardoselilor sau a spațiilor sanitare. Eu am avut niște... am un mare noroc, în sensul că am fost iubit de condeele mari ale țării. Trebuie să recunosc, acum chiar mă laud. Am fost foarte bun prieten cu Fănuș Neagu, cu Ion Băieșu, cu Nichita Stănescu, au scris despre mine, mi-a prezentat discuri. Benone, ai, da, avut un glas care a plăcut foarte tare. Da, probabil. Și un repertoriu. Dar de ce vorbiți la trecut? Că noi am invitat ca niște de perioada aia. Vorbește de acea perioadă. Okay. Așa, okay, nu trebuie uitat. Zi că zici bine. A fost o chestie, de ce, asta am vrut să vă spun, Maria Tănase, eu mergeam pe, cine cunoașteți cum arată sala Radio România? Sigur că da. Are sala Radio, golul ăla lung. Sigur. Și eu mergeam să înregistrez un cântec cu maestru Budiște, nu, Victor Predescu. La Lenuța sub cedac, frumos crești un liliac, măi, liliac mare bătut, tiriri, mă meru. Fac asta, Maria Tănase s-a dus dincolo de sticlă, știi cum sunt... La studio, da, da. Și m-a văzut în studio. Când am văzut, am înlemnit, tremurau chileoței pe mine, trebuie să recunosc, zic, ce o să fac acum? În sfârșit, mi-a ieșit. Și a venit la mine și m-a luat de ureche așa, băi, a zis altfel, dar eu nu pot să zic, măi, uță, zice, hai să faci carieră, dar știi de ce? Pentru, da, pe cuvânt, zice, dar știi de ce? Pentru că tu ai cânt ca tine, da, nu-i emis pe niciunul, da, și el la fel face furdui. Bravo. Asta este așa, un sfat pentru tinere, da, care vin din urmă, da, da, să cântă ca ei. Cred că și doamna Sofia Vicoveanca tot ca ea cântă. Mai ales. Ce face? Cum așa stau lucrurile. Am avut multe satisfacții. Recunosc că am cântat la Balșoi Teatru, că ne-a venit în sfârșit. Și acolo am făcut un mare succes și... Angela Moldovan, care era în afara faptului, o mare cântăreață, o doamnă, o femeie citită,
Și ni s-a dat o mare, ții minte cât ori trei, o mare masă acolo după un spectacol. Și ne-a dat o recepție, dar ce? Un cârnat și nu știu ce, doi cartofi și par de vin acolo. Dar Angela primit culmea, cât de simpatică era. Zis, un cârnăcior, numai atât alea, așa s-a nimerit la ea. De-aia, și era foame, săraca. Zic, de-aia, tavarești, pacemu piticu. Auzi, până să te invit să ne cânti, mi-am adus aminte un banc absolut adorabil. Zice că niște soldați ruși în timpul războiului ajung la muzeul Antipa și găsesc ei acolo borcane cu tot felul de insecte, de broscuțe, de le deschid, beau alcool, aruncă broasca și la un moment dat când se termină, cheamă un paznic, zice: alo, tavariș, crocodil, niet? Atunci zic și una cu te crocodilul. Rog, te rog. Crocodilul. Unul mergea pe stradă și în spatele lui un crocodil, un pui de crocodil. Și zicea: bețivule, bețivule, dar du-te mă dracului, dădea cu piciorul, îl arunca iar, iar ăla iar. Bețivule, du-te mă! Și la un moment dat ăsta, crocodilul, cască gura să-l muște. Și el bagă mâna acolo și îl întoarce pe dos. Și a început iar: lețibuve, lețibuve, lețibuve. Te rog să nu te așezi pentru că vreau să te invit în mijlocul platoului să ne cânți ceva. Doamnelor și domnilor, Benone Sinulescu! Prin pădure pe cărare, măi, măi, ușa de bere, bragaciu, cea de două mititele și un scaun mândrei mele. Ia uzi, auzi, auza, ia uzi, 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 auza, auza, ia uzi, auza, ia uzi, auza, ia uzi, auza, ia uzi, auza, când bumbuța mi-era plină, măi, măi, când bumbuța ținea pe mână, până ca ai vizitiu și-a de bere, bragaciu, și-a de două mititele și un scaun mândrei mele. Ia uzi, auzi, auza, ia uzi, auza, 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 soarele, mă duc, mă la mândruța ta, să împărțim în două dragostea. Mă, când punguța mi-era goală, măi, măi, când punguța mi-era goală, mândra mă dă de afară, până ca ai vizitiu și-a de bere, bragaciu, și-a de două mititele și un scaun mândrei mele. Ia uzi, auzi, auza, ia uzi, auza, ia uzi, auzi, auza, ia uzi, auza, ia uzi, auzi, auza, ia uzi, auza, ia uzi, auzi, auza, ia uzi, auza. Extraordinar, ce performanță! Mulțumesc foarte mult, ansamblu! Mulțumesc mult, ansamblu Ciprian Borumescu! Am să spun un lucru.
această piesă, această orchestrație, această piesă a obținut marele premiu la Leningrad. Da, nu mă mir, dar tu trebuia să primești un premiu pentru viteza în care ai cântat piesa. Am primit. Și uite care suflu. A terminat piesa și nu oftează. Și încă mai respiră. Domnilor și domnilor, în fine vreau să stau de vorbă cu domnul Sorin Fili, pe care vreau să-l invit alături de mine și să-i spun încă o dată bun venit și mulțumesc că ai stat așa de cumințel până acum. Mulțumesc foarte mult! Să rămână, bine v-am găsit! Respectuos salut artiștii mari României care au fost și sunt modele pentru noi, generația tânără, și ne închinăm așa dumneavoastră pentru că avem cu ce să ne mândrim noi românii. Domnul Sorin Filip este managerul Centrului Cultural Bucovina, care are în subordine încă 3 instituții. Și chiar dacă s-ar putea să fi spus asta pe parcursul emisiunii, vreau să mai spun încă o dată faptul că ansamblul profesionist Ciprian Porumbescu împlinește anul acesta 64 de ani de existență. În peste cei 20 de ani de carieră, domnul Sorin Filip a urcat pe scenă cu mult succes, are 10 albume înregistrate, lucrează acum la cel de-al 11-lea album și pentru că este un manager atât de iubitor de artiști și de artă, vrem să-l onorăm în această zi de 2 decembrie, să-i urăm sănătate, succes profesional și personal și Doamne ajută să conduci cu același succes ansamblul Ciprian Porumbescu și nu în ultimul rând, cariera ta de solist. Dea Dumnezeu să ne dea sănătate și înțelepciune. Aș vrea să te ascultăm cântând un cântec foarte frumos, Jos în lunca de la Prut. Ne legăm toți de Prut, are și Sofia Vicoveanca un cântec cu Prutul. Doamnelor și domnilor, Sorin Filip, poftim! Slinging.
l-am încins. Alai, lai, lai, la. Bravo, felicitări! Dăm voie, Sorin, să felicit pe fiecare membru al ansamblului Ciprian Porumbescu și să profit de ocazie pentru a aminti că ansamblul artistic Ciprian Porumbescu este laureat a nenumărate festivaluri de profil, au primit premii naționale și internaționale. Este drept, suntem astăzi o parte din membrii ansamblului artistic Ciprian Porumbescu din Suceava. Noi avem 12 perechi de dansatori, astăzi suntem doar cu 8 perechi de dansatori. Îi orchestra, salutăm și pe cei de acasă. Orchestra care are în componență 25 de membri, 25 de instrumentiști, orchestra condusă de maestrul dirijor Viorel Leancă, unul dintre mari dirijori ai noștri. Îi și ne bucurăm pe că l-avem printre noi. Și bineînțeles, așa cum spuneați, la anul vom sărbători cei 65 de ani de cântec în slujba cântecului și a jocului popular românesc, ansamblu Ciprian Porumbescu, al Centrului Cultural Bucovina, așa cum spuneați, instituție subordonată Consiliului Județean Suceava, și ținem pe această cale să mulțumim Consiliul Județean, domnului președinte Gheorghe Flutur, că ne-a înlesnit prezența astăzi în emisiunea la dumneavoastră și am venit cu drag să fim alături de românii noștri dragi. Așa ai făcut foarte bine. Îmi face și mie plăcere să-l salut pe această cale pe domnul Gheorghe Flutur, nu l-am revăzut de mult, și vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați venit cu bucate. Mie îmi fac cu ochiul niște brânzoaice acolo într-un coș, sincer am furat una și am gustat-o, e delicioasă. Vreau să felicit pe doamnele care au gătit colacii, cozonacul, brânzoaicele, și noi doi o să ne retragem și invit ansamblul să ne mai prezinte încă un dans de Bucovina. Doamnelor și domnilor, ansamblul profesionist Ciprian Porumbescu.
stimați prieteni, în an centenar, firma Feleacul aniversează 100 de ani de când produce cu aceeași rețetă tradițională halvaua copilăriei noastre. Generații de români s-au bucurat de halvaua Feleacul, care este mult mai mult decât un dulce ideal pentru perioada postului. Este o alegere foarte nutritivă și energizantă, fiind bogată în proteine, minerale, vitamine, provenite din semințele de floarea soarelui din care este făcută. Așa încât noi vă invităm la o bucățică de halva Feleacul. Și acum aș vrea să o invit pe doamna Sofia Vicoveanca să ne cânte o piesă, un cântec splendid, Prutule ce curgi la vale. Mulțumesc ansamblului Ciprian Porumbescu. Mulțumesc, Sofia, că ne-ai adus încă o bijuterie din inegalabilul tău repertoriu cules din sânul poporului român. Da, din brazdă. Din brazdă. Da. Mulțumim frumos, te rog să-i loc. Da, mulțumim. Mă îndrept acum din nou către maestru Nicolae Furduiancu, pentru că aș vrea să vorbim despre un alt mare proiect foarte frumos, deosebit atât prin asociere cât și prin conținut. Este vorba de spectacolul Să se ridice țara, alături de actorul și scriitorul Dan Puric, pe care îl admir din toată inima. Știu că ați avut spectacole în țară și că, într-adevăr, succesul a fost impresionant. Da, încă de la început
am avut succes cu acest proiect pentru că l-am prezentat la o sală mare, la sala Palatului și într-adevăr a fost o mare realizare pentru mine în mod special. O bucurie mare să fiu alături de maestru Dan Puric. Tema a fost tot centenarul și atunci ceea ce am prezentat eu în scenă, cu ceea ce a povestit dânsul, cu ceea ce a vorbit, s-a mulat foarte bine. Ne-am completat unul pe altul, cum s-ar spune. Sala Palatului și am mai avut două spectacole mari în țară, la Brașov și la Deva și încă se anunță în continuare altele în luna decembrie și sperăm anul viitor să mergem împreună și la românii care trăiesc în afara granițelor țării, pentru că și ei ne doresc. Eu sunt absolut convinsă. L-aș ruga acum pe Nicolae Furduiancu să ne cânte și o melodie populară. Una da, din am ales o piesă tale. Mai veselă pentru că e zi de sărbătoare. Așa este. Domnilor și domnilor, Nicolae Furduiancu! Din gârda-n scărișoara alte două înțin calea, alte două înțin calea, la de da de da de da de da de da de da. Din albat în huietine, la de da de da de da de da de da de da. Încă două calea-nțene, la de da de da de da de da. Șase mândre calea-mi țin, cu șase oare de vin și mă roagă să le închin. La de da de da de da de da de da de da. Cu ele se-nchin ar vrea, dorul mi-arată calea, dorul mi-arată calea. La de da de da de da de da de da de da. Eu le las cu vinul lor, la de da de da de da de da de da de da. Și mă duc unde mi dore, la de da de da de da de da. Și mă duc cu pastomol, la mândra din Sohodol, la mândra din Sohodol, la de da de da de da de da de da de da. Că ea știe ce vreau eu și-mi face pe placul meu, și-mi face pe placul meu, la de da de da de da de da de da de da. Un pui mare vine fript, la de da de da de da de da de da de da. Și vine roșu îndulcit, la de da de da de da de da. Mândra din Sohodol, mă știi aștepta cu dor, mă știi aștepta cu dor, la de da de da de da de da de da de da. Cu bucate de gustat și cu patul perinat, și cu patul perinat, la de da de da de da de da de da de da. Și fereastra e cu perdea, la de da de da de da de da de da de da. Să n-o vadă lumea rea, la de da de da de da de da. N-are drumghe isprăvit, la de da de da de da de da de da de da. Nu mă bani de iubit, la de da de da de da de da de da. Mulțumim frumos, Nicolae Furduiancu. Vreau să-l rog frumos pe maestru Benone Sinulescu să ne amintească o melodie de mare emoție și de o frumusețe extraordinară, o melodie care ne va emoționa pe toți și ne va face să ne aducem aminte de moșii și strămoșii noștri. Se numește Sătucul meu, o melodie pe care el o cântă ca nimeni altul. Mulțumesc că m-ai lăudat, îmi place. Sigur că da, dar tocmai de aia te iubesc. Ești minunată, tocmai de aia te iubesc. Mulțumesc. Și eu.
te lăudăm reciproc. Da, este o melodie care, da, în momentul când am înregistrat-o cu trupa acel Millennium, la foarte scurt timp am primit niște scrisori și telefoane din Israel, din Germania, Franța, Austria și din Ungaria. Pentru piesa asta? Da. Și m-am gândit că poate zic, hai că s-o... N-a cântat-o niciodată. Oh, până astea, îmi da. Face mare plăcere. Primie. Să mă te... duc? Da, sigur. Te invit în mijlocul platoului. Da. Te-am lăsat sătucul meu, dar eu te port în gând mereu, mereu. Și câte doruri am lăsat când am plecat, o, satul meu frumos m-ai legănat. Livezile cu flori de măr au nins, flăcăi și fete în hor s-au încins. Mi-e tare dor să fiu cu voi acolo în sat, descult să merg pe braț de la rat. Mai scrie, mamă, o scrisoare, doar două rânduri despre satul meu. Să-mi scrii ce face mândra de la vie, și dacă vrea și ea să știe, să-i spui că viu curând. Mi-e dor de voi, mi-e dor de tine, mamă, și-n fiecare seară. Prinde iarăși macină, am să mă întorc, micuța mea, în sat la noi, să mai doinesc la strâns de fân cu voi, să urc potecile în obstârzi, să bat în geam la casa dintre vii, să-i mulțumesc mândruței că m-a așteptat și că am venit să facem nuntă în sat. Mai scrie, mamă, o scrisoare, doar două rânduri despre satul meu. Să-mi scrii ce face mândra de la mine, și dacă vrea și ea să știe, să-i spui că fiu urând. Mi-e dor de voi, mi-e dor de tine, mamă, și-n fiecare seară. Thank you.
Te iubesc. M-ai făcut să plâng. Mi-ai adus aminte de moșii și strămoșii mei, exact. Majoritatea din Buzău, de unde ești și tu, bunica mea. Ce talente vin din Buzău. Ai văzut? Sigur că se pot spune foarte multe lucruri despre un asemenea proiect important pe care îl aveți de un an de zile, cu care străbateți țara. Eu vă urez succes în continuare și vă urez ca și atunci când va trece anul centenar să-l continuați în baza anului centenar, pentru că e un proiect care merită să dureze ani de zile. Cumva asta s-a și întâmplat, am format o familie, mai bine de 20 de evenimente pe care le-am derulat într-un an de zile împreună. Și aș vrea doar să mulțumesc Teatrului Excelsior, care a avut încredere în proiectul nostru și care, prin, cum să spun eu, istețimea lor de a construi un proiect din gândurile noastre, au reușit să pună cap la cap, din știința mea, cam singurul turneu dedicat acestui an fabulos. Și asta trebuie spusă și felicităm, pentru că sunt cei care au reușit să facă lucrul ăsta posibil. Ne mulțumim. Îi felicităm și noi și vă invit în mijlocul platoului să ne mai cântați o piesă din cadrul acestui turneu. Doamnelor și domnilor, Nicolae Furduiancu și Ca Unu, toți Ca Unu pentru România.
Doamnelor și domnilor, îmi face plăcere să vă cânt și eu o melodie nouă, nouă-nouță. Muzica aparține lui Nicolae Caragea, textul îmi aparține mie și țin să subliniez asta, pentru că mi-am făcut un text dificil, pentru o piesă dificilă. Piesa se numește Românașul meu și este dedicată centenarului, dar nu numai. Nu numai, este o sârbă pe care vă dedic cu toată dragostea. Și mulțumesc lui Sorin Filip și ansamblului Ciprian Porumbescu pentru că îmi vor face o frumoasă ilustrație coregrafică. Poftiți, vă rog, domnilor, Românașul meu! Să facem hora mare,
dai să batem din picioare, ca să călcăm tot rău, să ne bucurăm, să facem ora mare. Mulțumesc, mulțumesc frumos. Mulțumesc colegii de la ansamblul profesionist Ciprian Porumbescu. Vreau să invit alături de mine pe doamna Sofia Vicoveanca. Ai Făguța Măriuță. Hai Făguța Măriuță, da. Hai să ai Făguța Măriuță. O piesă foarte frumoasă pe care ne-o prezintă în continuare. E un cântec de dragoste și joc, un amestec. Vreau să spun ceva. În perioada asta, acum cu pregătirea acestei mari sărbători, am fost în Sicilia și în Danemarca. Vreau să-ți spun, pentru că sunt oameni care, pe lângă ceea ce muncesc ei zi de zi, caută să păstreze, să aducă la lumină tradițiile. Le mulțumesc din toată inima. Mi-ai spus că au venit în costume populare la spectacolul tău. Da. Știi, Corina, îi vezi, se bucură, râd, dar dacă îi privește în ochi, e atât amar, e atât dor, atât grijă. Hai să-i chemăm acasă. Hai, Făguța Măriuță! Doamnelor și domnilor, doamna Sofia Vicoveanca! Dar n-ai băba, dar nimica, numai gura și cușma, ochii negri ca un ram, mulți să-mi scoate, da, câte jele m-ar mânca, ca miel și crioi îi da, bundiță și un sumănel, îi put în sufiță, oamenii răi mă grăiesc, câte lună îi scornesc, da, povestească și scornească, mă abadea să-mi trăiască, cu rituși cu bogatul, vor să stăpânească satul, mulțumesc foarte mult, vreau să laud ansamblul, nu numai pentru cât de delicat au dansat în jurul tău, dar pentru linia pe care ați făcut-o. Felicitări, vă mulțumesc foarte mult, a și fost eu le foarte, mulțumesc din toată inima. Foarte ingenios dansul. Da. Este din zona. E exact din zona. Mm-hmm. Mulțumesc foarte mult, eu aștept să te ascult încă foarte multă vreme, dar te rog deocamdată să mai povestim. Da. Mulțumesc foarte mult, Sofia. Doamnelor și domnilor, pentru că a fost atât de bun cu noi astăzi Sorin Filip, vreau să îl rog să ne mai cânte un cântec. Întotdeauna el e amabil și vine cu daruri bogate pe masă, cu ansamblu profesionist. Vreau să îl rog să ne mai cânte o piesă. Un drag. Doamnelor și domnilor, Sorin Filip! Muzica.
poftiți, măi, sârba mândră s-o porniți lumii, s-o jucați chiuiți lumii. Asta-i sârba mare și-i cu foc, măi, nu-i la fel ca în orice joc lumii. Eu că șo și nu-n vârtic cu noroc lumii. Hai ușor, 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 dă-ți la sârba sârbelor, pe cântatul strunilor, vala moldovenilor. Hai ușor, 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 dă-ți la sârba sârbelor, pe cântatul strunilor, vala moldovenilor. După cum ne cântă lăutării, joacă-n sârba noastră mare lumii, la un loptă-ți gospodarii lumii. Și bătrânii plâng nepoți, măi, și oaspeții noștri tăți lumii. Păi acășo, tot așe ca-n alte dăți lumii. Hai ușor, 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 jucați sârba sârbilor, pe cântatul strunilor, vala moldovenilor. Hai ușor, 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 jucați sârba sârbilor, pe cântatul strunilor, și vala moldovenilor. Joacă-te-ți pe întrecute lumii, da' și sârba-i tare iute lumii. Ia uitați cum joacă cu mulți ori, măi, sârba gospodarilor lumii. Păi ia că așa că-i sârbă pe placul lor lumii. Hai ușor, 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 dă-ți la sârba sârbilor, pe cântatul strunilor, vala moldovenilor. Hai ușor, 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 dă-ți la sârba sârbilor, pe cântatul strunilor, hai vala moldovenilor! Bravo! Mulțumesc frumos! Te rămâna, mulțumim! Chiar dacă nu ne apropiem de finalul emisiunii, îmi face plăcere să le urez invitațiilor mei încă o dată sănătate, să le mulțumesc că au venit, fiecare din altă parte a țării. Vă mulțumesc pentru efort, pentru grijă, pentru dragoste, pentru că v-ați trezit de vreme și ați venit la noi cu daruri muzicale, cu daruri personale, și aș vrea să îl rog pe maestru Benone Sinulescu să ne mai spună câteva cuvinte. O viață de turnee, o viață de dăruire personală, de efort fizic. Se spunea pe vremuri fraza asta, dar era frumoasă, că n-ai precupețit niciun efort. Pe vremuri era prea folosită și era un pic șifonată, ruginise nițel. Astăzi îmi place, am redescoperit-o și îmi place să o spun, că fiecare dintre invitații mei, chiar și noi aici în echipă, operatorii, publicul nostru din platou, într-adevăr vă oferim aceste emisiuni fără să precupețim niciun efort. Corina, adică nu ne târguim cu efortul, aici înseamnă a precupeți. Menirea noastră este să bucurăm lumea, așa că nu există niciun fel de efort și de alte probleme. Mulțumim tot pentru aceste emisiuni, că iată, să știi că multă lume stă. Chiar dacă nu spuneai lucrurile astea, s-a văzut că tu dai viață cântecul acolo și tu rămâi... Și nu, vorbesc serios acum. Ea tot rămâne acolo number one,
Auzi, știu și limbi străine, vezi? Da. Voi aveți fotografii din primele turnee, poate? Am cu ea Statele Unite. Danemarca. În Danemarca. Am niște, amintiri sublime cu prietena mea, că eu o iubesc foarte mult. Povestește cum am dat mâncare la pastră și aia. Unde? În America. În Miami. Miami, la da. Miami, da. Am fost invitați de un român de-al nostru, profesor universitar, bogat, putred, nu știu ce, și ne-a dat o vilă la dispoziție și ne-a dus mai mulți. Și venea tot timpul acolo la el, cum se numea pasărea? Nu știu, un flamingo, nu știu ce. Oh, ce frumos! Da. Una de aia subțire, da. Așa. Și ea scotea, a gonit un frigider de cărnuri, de ce aveam noi pe acolo, și ea trebuia să-i dea lui ăla. Mămuca, vine la mămuca! Și-a venit pasărea. Și a luat-o drept din mână, zic, mână, eu fi luat și degetul. Dar altă dată, la ocean, n-am fost cu ea la pescuit, că aveam acolo un relaș. Și noi puneam într-un vas și tot dispăreau. Și zice, unde-or fi? Zic, uite, vezi pelicanul acolo? Ăla venea, lua de acolo, aveam în apă, lua pește și pleca. Dacă pasărea aia s-a bucurat să o hrănești, eu ar trebui să te las acum să mănânci sau să bei. Ce da, să bei, fac? Să bei, să bei, da. Să bei, da? Despre, lasă-mă să beau. Mai ales tu care... Da. Nici nu care nu beau. Nu le am cu asta. Păi tocmai de asta ai cântat. Doamnelor și domnilor, Benone Sinulescu! Let's go.
Nu vă aud! Nu vă aud! Mai tare! Mai tare! Eu poate am mai spus asta în anumite spectacole, dar îmi face plăcere să o repet și aici. Eu cred că poporul român, între multe alte particularități și calități extraordinare pe care le are, în primul rând calitatea de a supraviețui și de a se adapta vremurilor, care nu e puțin lucru, mai are o mare calitate. Cântă fără, despre băutură, fără să fi băut nimic. Așa încât vreau să-l invit pe maestru Nicolae Furduiancu alături de mine și să-l rog să ne cânte și el ceva legat de băutură. Pe dans zilele astea, eu cred că s-a și băut. Așa se, așa se petrece. Sper, uite, noi stăm aici, ne uităm la afinata aia pe masă, nu bem nimic, doar vorbim despre ea. Poate că totuși o să bem. Să vedem, să vedem, dacă suntem cu minți. Doamnelor și domnilor, maestru Nicolae Furduiancu. Mulțumesc. Nu m-a ajutat, ai lumea mea, mă. Treci nimorocolit, ai, hai, lume, dușmanii m-or povestit, ai, hai, lume, dar eu n-am suflet de piatră, ai, hai, lume, uită greu, dar eu ce iartă, ai, lumea mea. Ai, hai, lume, mâine dacă mi-o fi rău, ai, hai, lume, dorm un chic și iar beau, ai, lumea mea. Păi astăzi beau cu sănătate, ai, hai, lume, mâine-mi iau hainile-n spate, ai, hai, lume. Astăzi beau, mâine mă iau, ai, hai, lume, cărarea care vreau, ai, lumea mea. Astăzi beau, mâine mă duc, ai, hai, lume, cărarea care apuc, ai, lumea mea, mă. Așa, aș spune acum celebra frază românească, când ne-o fi mai rău, așa să ne fie. Să ne fie ca acum. Mulțumesc foarte mult, Nicolae Furduiancu. Mulțumesc ansamblului. Mulțumesc frumos și la mulți ani încă o dată. Doamnelor și domnilor, vreau să-i mulțumesc Sofiei Vicoveanca pentru acest nou CD pe care ni l-a oferit și aș ruga-o frumos pe Sofia Vicoveanca de pe acest CD, tare smândră de al meu neam, așa se numește CD-ul, să ne cânte o piesă măi Mihăiță. Așa e, da? Da. Deci, măi Mihăiță, nu așa oricum. Da, 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 da. Doamnelor și domnilor, Sofia Vicoveanca!
orice mic din bagă, nici una așa joc eu mă, diri-diri-diri-diri-da. Tu-tu-tu-tu-tu, joc în papu și miru, fetele-n vase granată, cum joc eu, nu joc în latul, să-mi enonează statul. S-a-n draguță de n-ai grijă de oiță, diri-diri-diri-da. Dacă mi-ai te-ai dus la târg joi și-ai vânt vreo patru oi și ți-ai luat un bot din noi, mă, diri-diri-diri-da. Dar lasă-mă să mă vitrec, că mai ușor ți-l-vitrec, până l-a lăsat visăc, mă, diri-diri-diri-da. Hopa și tro-tro, până fac pământul col, să-și-o bat utilit în vară cu oielii, dă-te-te-te-te-te. Să-ți să te duci la catanie, diri-diri-diri-da. Dar valiu, valiu și napastă, cântam să-și duci departe și ne apași de bacatate, diri-diri-diri-diri-da. Tata plânge și eu tot și să stau să mă socot, cum să-i bacuța-n pot, mă, diri-diri-diri-diri-da. Valiu și valeu, tătiu, spica cum eu, și mă eliberar în pote și mânca, tata, din grijă scapa. Și-o trec dorul între loduri și nu știu câți l-o și crezut, mă, diri-diri-diri-da. Of, of, dorul-i greu, cum-i chiatra în pat rău. Dar dorul lumea așa se face, mânză și atuțașe, și te ține ca mirașe, diri-diri-diri-diri-da. Mulțumesc frumos, mulțumim ansamblu. Și eu. Mulțumesc frumos, îmi place, la tine mai aud în piese, văleu. E, da. E o expresie românească, da, noastră, și extraordinar, din zonă. Văleu. Asta e păcat durere că mare. Nu mai folosește nimeni, mai ales aici în Rega. Da? În Moldova, da. În Moldova, ce bine. Așa că văleu, continuăm misiunea. Da, te rog să ai loc. Mulțumesc, da, mulțumesc foarte mult. Eu. Mulțumesc. În numele întregii echipe vreau să le mulțumesc invitaților mei pentru amabilitatea de a fi alături de noi astăzi, să le urez sănătate, să rămâneți pentru noi niște modele extraordinare de tenacitate, de inventivitate artistică și de exemplu pe care îl dați generațiilor care vor veni. Vreau să vă ofer câteva cadouri înainte de a pleca din partea sponsorilor noștri, Asevi, Herbagen, Sanovita și Halvaua Feleacu. Vreau să invit ansamblul Ciprian Porumbescu încă o dată în platou pentru a încheia ziua cu sărbătoare. Eu v-am pupat, vă mulțumesc, rămâna dumneavoastră Corina Chiriac pe duminica viitoare. O duminică plăcută!